Nevastă-mea a ieșit cu pisoiul la plimbare. Nu m-am mai așteptat. Nu trebuie să facă și treaba aia. Poate vă întâlniți în teren. Mai face și dânsa o mișcare. Păi, da, asta încearcă. Să mai facă mișcare, că au luat în mijloc, cu durerea de mijloc. Păi, uite, lucrează la birou? Da, de acasă. Acasă? De acasă, zic. De acasă, ok. Dar pe calculator, de la birou. Tot așa se simte? Soția nu, e mai bine. I-au trecut... Luci, când ajungi tu acasă, să te rog să pui și poza aia cu... de aici. Că ai făcut o poza aici, nu? Da. Dacă nevastă lucrează la nefrologie, știți ce m-a întrebat? Dacă m-am hidratat și dacă am făcut pipi. Ați înțeles? Da. Este o foarte mare corelare în fizionomia omului. Da. Dacă consumi ce de trebuie și e limit. Culmea e că eu am fost la toate acțiunile, dar n-a apărut nicio poză în postare, dar în camera a fost la una și apare. Luciu, cred că e ok dacă mă lași acolo, până în trecere să faci dreapta, să te duci în centru, că n-are rost să mai mă duci acolo. Lasă că eu așa o iau pe nor și las în direct la 30. Da, cine mă lasă la 30. Am discutat. Bun, bine, mersi. Nu aveți pentru ce. Stai că bine. Liber. Oameni buni, vă mulțumesc că ați venit, că și ce să zic, să le fie rușine ăstora care n-au venit și sunt și vor să fie consilieri. O seară plăcută și sper să o luăm ca să nu avem 7, să avem 14 consilieri și să le rupem gura la toți. Domnul Bădeci, vă spun un lucru, vă întreb un lucru. Dacă ei nu vin să lucreze, să muncească la așa ceva, credeți că muncesc pentru cetățeni? O să-i vedem acolo, domnule. Vă ok? Da, deci nu sunt între noi? Poți să mă lași? Dacă te lași în ala mea. Poți să mă lași aici. Dacă te lași. Super, mersi frumos, Luci. Ne auzim mâine. Da. Despre ce vorbeam cu dumneavoastră? E ok, Lucian? Da. Deci, treaba este că în momentul în care vor fi ședințele Consiliului Local și alea, câte sunt, voi veni la ședințe. Ok? Da. Și vorba cu lucrurile. Ce avem de votat. Că acolo zic că dacă ești consilier și votezi ca primarul de sănătate, n-ai nicio problemă, n-ai nicio răspundere, nu? Hai să fim serios. Hai, eu ca eu, dar dumneavoastră, din punct de vedere juridic, la ce am vorbit cu dumneavoastră și ce a zis, e ok. Înțelegeți? Da. La mine decât chestia asta, vrăjeala asta cu ordinea și liniștea publică. Dar asta nu este în slujba unui consilier, domnul Lucian. E ok ce vorbesc? Deci acolo este poliția locală, este jandarmeria, nu trebuie să facem noi cu ordine, corect? Da, da. Noi trebuie să-i tragem de câte pix. Bă, frate, cine a fost în zona aia? S-a întâmplat aia, că dacă vine și face reclamație cetățeanul, nu cum face poliția și cam amumăș, s-a dus să facă reclamație la primărie, la prefect, la primar și nu i-a primit. Sunt înscriși de 2 ani de zile în audiență la Volosevici și nu i-a primit, domnule. E posibil așa ceva? Da. Sper că consilierii noștri sau din partea noastră să nu procedeze așa ceva. Dacă ajunge la urechile mele o chestie din asta, că nu a fost ascultat, bine, Doamne ferește să fie o persoană care are delegări psihice, că mai sunt și persoane de astea care se învață ca să